de acest aspect are și un anume valoare de semnal. Tema în legătură cu mobilizarea, nu, tema în legătură cu pregătirea populațiilor, cetățenilor, inclusiv în Germania și Danemarca, acolo se discută chiar de introducerea armatei obligatorii. Exact. Este una care a urcat foarte sus pe agendă. Că e un moment electoral, că nu e un moment electoral, până la urmă apărarea unei țări și a vieții cetățenilor este mult, mult mai important și mai semnificativ. Au văzut în Ucraina, de exemplu, pregătirea în situațiile de război cu care sunt confruntați necesita cam 22 de săptămâni pentru un cetățean care urma și să se afle sub arme. Deci, din acest punct de vedere, da, va fi din ce în ce mai intensă această discuție. Planuri de pace nu prea sunt în acest moment. Pe 15-16 iunie în Elveția se gândește, cum se spune, un coridor care să ducă spre o negociere de pace. Rusia a anunțat de acum faptul că nu va participa. Deci e clar că acest război va continua, cel puțin în acest an. Este normal, România aflată în prima linie a frontului, să își ia măsurile interne, pentru că este adevărat, avem o protecție a unei tratate de la Washington care spune toți pentru unul, unul pentru toți. Uh-huh. Ori, din acest punct de vedere, nu este vorba numai de noi. Și este cu dublu sens ideea de sprijin atunci când se creează o problemă. E adevărat că nu e cel mai carismatic dintre politicieni europeni, dar Josep Borrell spunea ieri că miroase a război în Europa. Miroase a război în Europa și că trebuie să ne pregătim pentru război. Președintele spune astăzi, avem nevoie de rezervă, avem nevoie de repornirea industriei de apărare, de modernizarea transporturilor. Bun. Cred că în primul rând trebuie să punem accentul pe luciditate și pe pregătire. Nu vom avea război dacă ne vom pregăti suficient pentru a-i descuraja pe agresori. Cred că asta este, de fapt, singurul tip de mesaj, acesta e singurul tip de mesaj care poate să fie înțeles de populație fără să creeze un sentiment de panică. Pentru că, iertați-mă, politicienii europeni poartă o vină istorică pentru dezinteresul general cu care au privit industria de apărare și apărarea timp de decenii. Mulți politicieni europeni au crezut că noi intrăm într-o epocă în care aceste cuvinte nu-și mai au sens. Și de multe ori, în retorica multor politicieni europeni, apărarea țării, armata, forțele de ordine au fost prezentate ca fiind lucruri eminamente negative. Acum descoperim faptul că avem nevoie de armată, că avem nevoie de jandarmerie, că avem nevoie de poliție, că avem nevoie de transporturi, că avem nevoie de tot ceea ce poate asigura unei țări coerența în moment de criză. Și vă spune că pe mine personal mă neliniștește un singur aspect. Faptul că discursul nostru ca stat este un discurs ambigu. Ni se spune, pe de o parte, că politica noastră este apărarea fiecărui centimetru de teritoriu. Pe de altă parte, există voci care spun că, de fapt, apărarea noastră începe pe aliniamentul Focșană-Moleasa-Galați. Eu am mai evocat această temă în emisiunea noastră pentru că mie mi se pare o temă strict legată de prima. Dacă noi începem prin a fi defetiști și comunicăm către milioane de compatrioți că ei sunt obligați să plece în bejenie, cum se spunea pe vremuri, și să plece la primul atac al Federației Ruse, urând ca noi să ne baricadăm în spatele acelei linii, la câteva foarte puțini kilometri de București. Ce tip de mobilizare mai avem? Pentru că aceasta este, de fapt, un tip de abordare care ne-a dus anul 1940. Am promis că ne vom lupta pentru fiecare centimetru, după care, la distanță de câteva luni, România Mare s-a făcut țăndări, în primul rând din pricina comportamentului irresponsabil unor decidenți, regele Carol al II-lea în particular, care împărțau funcții și inventau partide totalitare în plină degringoladă strategică. Acum este momentul, într-adevăr, să vorbim clar cetățenilor și, în primul rând, să spunem, exact cum spunea și domnul ministru, că este posibil ca acest război să dureze, că nu ne aflăm în fața unei catastrofe strategice în Ucraina, dar că Federația Rusă este capabilă să ducă acest război
pe lungă durată și că noi trebuie într-adevăr să avem pulber, să avem muniție, să ne tratăm industria de apărare cum trebuie și că în general ideea că pară mălăiață în gura lui Nătăfleață este o idee profund greșită, pentru că și în Carta Națiunilor Unite, vă rog să mă corectați, prima este autoapărarea, după care vine protecția colectivă. În cazul nostru la NATO este la fel. Primul articol vorbește despre obligația de a te apăra. Dacă tu te aperi abandonând toată Moldova până la linia Focșană-Moloasa-Galați, ce facem? Adică ne luăm pur și simplu, primul nostru act de vitejie va fi să fugim din fața inamicului. Și lumea se întreabă, dacă lași un teritoriu pe mâna rușilor, nu cumva le ofer posibilitatea să reproducă pe teritoriul României ceea ce au făcut la Bucea? Că nu vorbim de trupe de ocupație oarecare, vorbim de trupe de sălbatici care pot produce și sunt capabile să producă crime împotriva umanității. Ce facem? Mie mi se pare un lucru la limita irresponsabilului. Adică e firesc să fim demagogici în campanie electorală. E firesc să mințim până la un punct, dar este complet anormal să minți în față populația României, promițându-i că totul va fi bine nefăcând nimic. Da, totul poate fi bine făcând ceva, pregătindu-te, alocând, lucrând, înzestrând, făcând ca CFR-ul să funcționeze. Pentru că infrastructura feroviară, domnul Grindeanu este foarte senin. Domnul Grindeanu era senin și când era ordonanța 13. Îmi aduc aminte că era mână de mână cu domnul Liviu Dragnea și domnul Liviu Dragnea era senin. Toți oamenii acestei țări sunt senini. Dar ferească Dumnezeu de un moment în care această țară să fie supusă unui stres. Cum vor reacționa spitalele? Spitalele conduse de domnul Rafila, care totdeauna ne spune că sistemul nostru de sănătate e unul foarte bun. Da, bun să mori. Mulțumesc, dar poți să mori și acasă, nu-i nevoie să mori la spital. Florin Negruțiu. Da, eu cred că la citirea asta cu rezerviștii am trebuit să fim puțin mai rezervați. Mi-a tras atenția comunicatul pe care l-ai citit tu mai devreme din partea prefectului. Și pentru că umplu mintea cu tot felul de lucruri, mie mi-a sunat foarte cunoscut. Este un comunicat standard. L-am citit și anul trecut. Anul trecut au fost mobilizări în Vrancea și Vaslui. Și exact cu formularea asta, că se pregătește stadiul pregătirii populației în virtutea unei decizii a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și mai era un lucru anul trecut, se spunea că această mobilizare a rezerviștilor, deci cei care au făcut armata sau cei care au lucrat în armată, nu are legătură cu războiul din Ucraina. Are legătură cu pregătirea populației pentru o situație extraordinară. Pentru că mobilizarea se pregătește pe timp de pace și trebuie să spunem lucrul ăsta. Este un moment de pace, nu ne pregătim de război. Și se pune în aplicare sau se activează într-o situație de urgență, cum ar fi o situație de război. Dar în momentul ăsta, te rog. Dar în momentul ăsta, sigur că toate țările europene, în special cele din flancul estic, caută să-și îmbunătățească capacitatea de răspuns la o eventuală agresiune a Rusiei. Pentru că Rusia acționează acolo unde simte punctul slab, unde simte slăbiciune. Rusia nu acționează atunci când faci ceva, ci atunci când nu faci ceva. Și din punctul ăsta de vedere, pregătirea populației, pregătirea rezerviștilor și înzestrarea armatei înseamnă o pregătire potrivită pentru un scenariu negativ. Eu cred că ne vom întoarce cumva la, cel puțin ca alocare din PIB către apărare, la o situație din timpul războiului rece, când apărarea se bucura de bugete mari, bugete consistente, 4-5% din PIB în Germania pentru tocmai în ideea unei bune apărări. Te-ai fi așteptat ca legile astea care ar trebui să-i aducă armatei o rezervă consistentă prin proiectul cu voluntariatul, în urma voluntariatului, cei care trec prin pregătire să devină noi rezerviști, în felul ăsta rezerva să fie proaspătă, să fie mereu așa cum și-o dorește armata, cum crede armata că ar trebui să fie. Te-ai fi așteptat ca legile astea să fie un proiect național, ceva la care să lucreze în primul rând politicienii, că ei fac legile? Nu, aici cred că discuția de fond este armată obligatorie sau nu. Cred că aici s-a pronunțat și președintele, dar vom auzi din ce în ce mai multe voci în perioada următoare care vor susține una dintre idei.
Eu țin minte momentul aderării noastre la NATO, că s-a spus că renunțăm la armata întregului popor, care numai pregătire pentru apărare nu era, și vom apela la o armată de profesioniști. Dacă apelăm la o armată de profesioniști, asta înseamnă că va trebui să avem un corp de armată bine pregătit, bine plătit, bine echipat, nu? Și în acest moment, cred că partea de echipamente militare și de facilități încă lasă de dorit în România. Pregătirea militarilor români s-a făcut atât în țară cât și în teatre de operațiuni în afara țării. Spune ceva, dacă îmi permiteți. Discuția despre armată obligatorie trebuie să fie purtată în alți termeni și aici domnul Negruțe avea dreptate. Noi aveam pe vremea răposatului Nicolae Ceaușescu PTA, pe pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. În toate școlile în această țară te învăța să arunci cu grenada. Am învățat și eu. Eu personal nu cred că un serviciu militar obligatoriu trebuie să pornească de la aceștiași tip de argumente care îl făceau pe Nicolae Ceaușescu și pe Ilie Ceaușescu să vorbească despre mobilizarea întregului popor în lupta pentru apărarea patriei socialiste. Noi trebuie să discutăm în termeni foarte clari ce trebuie să înveți dacă este armată obligatorie ca să nu mor ca tâmpitul în primul minut de luptă. Pentru că noi nu ne putem permite ca Federația Rusă să avem valuri umane. Noi nu trimitem compatrioții noștri să sară în aer sau să atace liniile cu motocicletele. Și nici nu trimitem deținuții de drept comun pe post de carne de tun. Noi gândim altfel. Deci trebuie foarte mare atenție și mi-este teamă că deci, vorbiți de pregătirea întregii populații, nu de... Vorbesc de un serviciu militar obligatoriu care să fie prezentat acestei țări în termen de înțelegere, pragmatism și protejare a celor care ar fi trimiși. Protejare prin, cum ați spus, echipament și pregătire. Nu carne de tun. Ca așa, iertați-mă, ne spălăm pe mâini și spunem că avem 300.000 de soldați. Pe care cum? Sau să ne culcăm pe urechea că noi, de fapt, pregătim toată populația pentru apărare, dar ea să fie complet ineficientă pe câmpul de luptă. Și asta e lucru, sigur. Adică varianta profesioniștilor e de preferat. Adică, ok, investim, îi pregătim... Profesioniști cu rezervă, domnule Prelipceanu, pentru că, dacă e cazul statului Israel, ați văzut acolo ce înseamnă rezerva. Rezerva în cazul statului Israel înseamnă supraviețuirea statului Israel. Noi nu suntem chiar în situația statului Israel, dar când vom ajunge într-o situație existențială similară, atunci, într-adevăr, dacă ești rezervist, trebuie să fii pregătit ca în 24, 48, 72 de ore să mergi pe câmpul de luptă, dar să ai și pregătire. Nu ce făcea armata înainte în 1989, culegea coceni și era muncă forțată. Nu uitați, armata în timpul lui Ceaușescu în ultimii ani era o instituție de muncă forțată. Munci agricole. Munci agricole, asta nu este armată profesională. E un subiect care preocupă societatea, se vorbește despre asta, există îngrijorări în legătură cu acest subiect, dar despre care politicienii nu vorbesc. De exemplu, astăzi, odată cu exercițiul de mobilizare, zilele acestea, v-am spus, a început pe 8, din județele Galați și Brăila, ne-am adus aminte că există o amendă. Dacă nu răspunzi ordinului de chemare, amenda este între 1300 și 3800 de lei. Unii ziariști au stat de vorbă cu oamenii și oamenii s-au și speriat când au auzit că ar putea fi vorba despre o amendă de aproape 4.000 de lei dacă ești chemat și nu te duci. Domnule profesor Biola, cum vi se pare tăcerea politicienilor din România în legătură cu acest subiect, care interesează societatea? Eu sper că este un semnal. Un semnal intern și un semnal extern ceea ce s-a întâmplat pe această mobilizare. Sper că nu este vorba de ce spunea domnul Negruțiu de numai de o rutină, deși se poate, putem avea în vedere acest scenariu. De ce mă refer la semnal? Autoritățile române au evitat subiectul războiului. De 2 ani de zile încearcă să-l mascheze. Asta nu înseamnă că nu ajută Ucraina, dar nu încearcă să-l aducă în prim plan. Faptul că aceste exerciții de mobilizare au loc într-o perioadă premergătoare alegerilor electorale este frapant pentru autorități care întotdeauna au încercat să evite acest lucru. Pe motiv, pe o logică care o înțelegem. Faptul că pregătirea de război poate introduce o anumită stare de anxietate și care s-ar traduce într-un vot împotriva coaliției de la putere. Dar faptul că acest lucru are loc ar putea însemna două lucruri. Din punct de vedere intern, să semnalizeze că, într-adevăr, treaba trebuie luată în serios. Foarte în serios. Situația din Ucraina nu merge în direcție bună. Comandantul suprem al armatei americane în Europa a avut o declarație în Congresul American astăzi, care spunea foarte clar:
intrăm într-un război din Ucraina, ajunge într-un punct decisiv. Rușii țin o capacitate de a lovi de 10 ori comparativ cu Ucraina din punct de vedere al proiectilelor. Și din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să se degradeze destul de pe următoarele două luni. Se speră că nu va fi acest lucru, dar asta ar însemna o amenințare directă pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Cred că am pierdut legătura. Văd o declarație făcută de Vladimir Putin la inaugurarea unui centru pentru copii lângă Moscova. Vladimir Putin se compară cu Isus și vorbește despre Occidentul satanic. La inaugurarea acestui centru pentru copii a citit din Biblie Putin și s-a comparat cu Isus, că Occidentul e satanic, știm, ne-a mai vorbit despre asta de multe ori, le-a vorbit chiar și rușilor. Are aliați pe cei din Iran, care l-au condamnat pe Salman Rushdie pentru versetele satanice. Adică mie mi se pare că e o alianță mai bună decât asta pe Iisus Hristos și pe islamiști din Iran. Ai și pe dictatorul din Coreea de Nord, care este mai marxist-leninist, așa după cât pare, așa că acoperi toată panoplia. Nimeni nu mai scapă. Adică de la Iisus până la marxist-leniniști, tot se rolează în această mare armată. Și două declarații, domnule ministru. Kurt Campbell este secretar de stat adjunct al Statelor Unite și spune că, în ciuda evaluărilor inițiale, care spuneau că Rusia și-ar reface capacitatea militară în 5-7 ani, Departamentul de Stat a evaluat în ultimele luni că Rusia și-a revenit aproape complet din punct de vedere militar, pentru că a primit ajutor din exterior, în principal din partea Chinei. Și conchide domnul subsecretar de stat, secretar de stat adjunct, Rusia reprezintă acum o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci pentru toată regiunea. Stabilitatea în Europa și a aliaților NATO este în pericol. Zelenski, furibund, spune, povestește despre o discuție sau mai multe discuții pe care le-a avut cu cancelarul german. Este supărat că Germania nu-i dă rachetele Taurus. Și spune că a stat de vorbă cu Olaf Scholz, care i-a împărtășit în mai multe ocazii că nu-și poate lăsa țara fără o armă atât de puternică, pentru că în fața unui atac al Rusiei, Germania nu mai are nimic altceva și trebuie să-și păstreze rachetele pentru sine. Și aici vine Zelenski furibund și zice: nicio rachetă nu va proteja pe nimeni de un atac nuclear dacă începe al treilea război mondial. Vă rog. În primul rând, Ucraina este la limită, într-adevăr. Se pare totuși că la jumătatea lui aprilie, în sfârșit, ajutorul american va pleca din Congres spre Ucraina. În sub o formă sau alta, într-adevăr, îmbunătățit ce ar însemna din nou prin Senat, dar să nu mai detaliem, vedem ce o să întâmple. În al doilea rând, revenind la ce se întâmplă la noi. Deci noi suntem partea unei alianțe care a hotărât că în relația cu Federația Rusă se plasează pe descurajare și apărare. Bun. În acest moment se discută și chiar au început practic construcția în ceea ce privește acea bază de la Cogălnicianu, Alianței Nord-Atlantice, ce se pare că este mai mare decât baza de la Rammstein din Germania. Numai cine n-a văzut acea bază, este colosală. Deci, este clar, deci, că din punctul de vedere al înțelegerii politice și strategice, România contează din mai multe perspective. Păi, după părerea mea, e normal ca și noi să ne asumăm, nu numai politic sau diplomatic, un astfel de demers, ci să avem un anume tip de responsabilitate, măcar în ceea ce privește o pregătire inițială. Repet, într-adevăr, suntem într-o situație de pace. Dar această pace pare a fi pusă în discuție. În anul 2002-2003, nu era pusă în discuție. Atunci, de exemplu, au fost adoptate la Viena 3 documente privind reducerea 5 categorii de armamente convenționale, Tratatul Forțelor Armate Convenționale, dar și un act care prevedea reducerea și plafonarea numărului de trupe, pentru că nu mai era nevoie, nu se mai discuta. Și atunci avea logică faptul că, practic, reduceai cât se poate de mult la nivelul soldaților profesioniști armatele, pentru că la fel se întâmpla și în zona Federației Ruse și ei și-asumeau plafoane. Acum toate aceste acte au dispărut și în locul lor a apărut războiul.
Ori este clar că din punct de vedere al paradigmei oricărui politician, dar din păcate și trebuie înțeles la nivelul societăților noastre, nu numai acelei românești, suntem și trăim într-o altă perspectivă, care nu e deloc una fericită, cel puțin așa cum arată divers. Să se schimbe abordarea, dar oamenilor să nu li se spună nimic pentru că sunt alegeri, sau să nu se schimbe abordarea, oamenilor să nu li se spună nimic, noi continuăm ca și cum războiul ăsta de 2 ani n-ar fi existat. Oamenii oricum se informează și temerea există. Argumentul ce ați dat acum în sondajul respectiv. Deci după corupție, războiul e pe locul 2. Deci chiar dacă nu vorbim, până la urmă este o formă de inconștiență. Cred și eu că oamenii înțeleg mult mai mult decât cred politicienii noștri că pot înțelege. Și de asemenea, cred că există la nivelul armatei noastre, care este bine condusă și capabilă de raționamente strategice, o preocupare semnificativă și de durată. Pentru că statul român, într-adevăr, în pofida limitelor sale, ia niște pași corecți. Eu cred că suntem întotdeauna obligați să gândim calm, lucid și să înțelegem că, pe de o parte, într-adevăr, Federația Rusă își reface capacitățile militare, dar Federația Rusă nu mai este chiar Uniunea Sovietică. Iar în fața unei mobilizări economice semnificative și a unei investiții, cum spuneați, domnule Negruțiu, în armată și în armatele noastre, Federația Rusă nu poate risca o confruntare. Și aș mai spune ceva. La nivelul conducerii de la Kiev există clar un sentiment de frustrare alimentat de propriile eșecuri strategice din ultima perioadă. Și conducătorii de la Kiev trebuie să fie foarte atenți, pentru că această trecere de la un scenariu hiperoptimist la un scenariu apocaliptic este foarte periculoasă. Adică, cu alte cuvinte, trecerea de la nu avem cum să pierdem, exact, adică prima dată spunem, îi vom învinge pe ruși, după care se trece la scenariul 2, va fi apocalipsa nucleară. Repet, apocalipsa nucleară, și aici domnul ministru vă poate spune mai mult, apocalipsa nucleară este ceva ce înseamnă trecerea la un alt nivel, și această trecere la un alt nivel înseamnă și din partea Federației Ruse acceptarea perspectivei că și în absența unui răspuns nuclear, un răspuns convențional poate fi copleșitor. Adică sunt praguri și Ucraina în acest moment cred că are nevoie și sper și eu că un anumit compromis politic va fi realizat în Statele Unite în pofida turbulențelor electorale, pentru că dacă situația se echilibrează pe front, se va ajunge la un tip de mediu care să poată fi gândit spre o negociere, nu spre o soluție, da, spre o negociere care să evite riscul escaladării. Da, reacțiile astea ale lui Zelenski, nouă celor care trăim într-o zonă sigură, pot să ni se pară obraznice, impertinente, dar eu pot să înțeleg frustrarea acestui om. Eu nu înțeleg de ce, dacă Ucraina are nevoie de armament să-l învingă pe Putin, îi se dă acest armament cu țârâita. Unora poate să li se pară că 75 de miliarde cât a donat până acum America către Ucraina sub formă de ajutor militar și cele 60 de miliarde blocate în Congres înseamnă o sumă mare. Da, e o sumă foarte mare, dar cred că ar fi o sumă mult mai mare să intri într-un conflict sau pierderile ar fi mult mai mari dacă ai intra într-un conflict direct cu Federația Rusă. Sau dacă Federația Rusă va trece de Kiev, da? Și va ataca una dintre țările baltice sau Moldova sau România. Da? Și atunci, pentru numele lui Dumnezeu, de ce nu îi se dau Ucrainei armele de care are nevoie acum pentru a învinge odată pentru totdeauna Rusia? Știi, există o propagandă rusească și mulți politicieni, pentru că sunt alegeri, tind să intre în jocul acesta al propagandei rusești și să spună, domnule, înarmând Ucraina suplimentar, de fapt îl provocăm pe Putin și escaladăm și nu escaladăm nimic. Putin atacă acolo unde alianța este slabă. Putin este încurajat atunci când alianța nu face nimic. Putin este încurajat să meargă mai departe acolo unde nu îi se opune rezistență. Este modul de operare al acestei națiuni. Și apare această undă de speranță. Apare o undă de speranță în legătură cu un acord între
parlamentarii republicani și democrați în Camera Reprezentanților, pentru că au trecut până negocierile au fost în desfășurare în toată această perioadă. Au trecut prin mai multe etape. De exemplu, ni se spune că la un moment dat republicanii își doreau neapărat ca gazul lichefiat exportat de Statele Unite să fie scutit de taxe peste tot în lume. S-a vorbit despre confiscarea bunurilor pe care rușii le-au blocate în statele din Occident, dar mai ales în Statele Unite. Finalmente, se pare că acordul va fi următorul. O parte din cele 61 de miliarde, 62 de miliarde, să fie un împrumut, nu un grant, iar ajutorul în armament să fie grant, adică să fie gratis. Primesc armamentul, nu dau nimic în loc, dar banii de care ucrainenii au nevoie ca de aer să fie un împrumut. La acest detaliu se lucrează acum, la acest aranjament se lucrează acum, domnule profesor Viola. Și ni se spune că e posibil ca acordul să fie obținut și chiar votul în Camera Reprezentanților să fie acum în luna aprilie. Să sperăm că așa va fi. Dar problema este că am mai auzit genul acesta de declarații și în decembrie, am auzit și în ianuarie, am auzit și în februarie. Ieri, ministrul de externe al Marii Britanii, David Cameron, a dus în Florida să vorbească direct cu Donald Trump ca să încerce să deblocheze exact acest acord. S-a încheiat cu un fiasco. David Cameron n-a fost primit nici măcar, n-a reușit să obțină o întrevedere nici măcar cu Mike Johnson, care este reprezentantul, și Mike Johnson, șeful Camerei Reprezentanților, nici măcar nu strănută fără să ceară permisiunea lui Donald Trump. Deci aici este o problemă, pentru că toată această obstrucție pe care o avem e legată de alegeri, da? Este legată de Donald Trump și care este probabil, sunt mai multe motive care s-au fost discutate, nu vrea să creeze o anumită situație care e favorabilă, să zicem, lui Biden, deși, sau faptul că consideră Ucraina, o interpretează în cheie personală, primul impeachment s-a datorat Ucrainei. Dar cred că e ceva mai serios. Este vorba de un acord tacit pe care s-a vorbit, chiar de un acord tacit între Trump și Putin. Washington Post a publicat ieri o dezinformare, campanie de dezinformare, ce spunea și domnul Negruți, o campanie de dezinformare masivă care îl ajută pe Trump. Se vorbește, deci toată această campanie vorbește de subiectele care îl sprijină din punct de vedere politic. De ce ar face Trump o acțiune care practic ar stimula o reacție din partea Rusiei. Deci pe următoarele luni s-ar putea să avem o problemă în continuare. Să sperăm că acest acord va avea loc datorită presiunii. Este deja târziu. Contraofensiva rusească va începe undeva, toate indicațiile sunt că, indicatorii pe care îi avem sunt că undeva în mai iunie va fi o contraofensivă destul de puternică a Rusiei. Deci deja destul de târziu. Poate în ceasul al 12-lea, dar sunt mulți factori pe care îi vedem și cel care controlează acest joc este Donald Trump, din păcate. Biden nu reușește să se impună destul de bine. Și asta este o problemă și pentru europeni. De aici și reacția lui Zelensky, că singurul care ar putea suprimi din punct de vedere financiar și militar în momentul de față este Germania. De aici probabil frustrarea față de Scholz, că nu face suficient de mult, deși Germania a reușit și chiar astăzi a anunțat un nou pachet militar. Este o situație care destul de critică, care să sperăm, nu? că va fi depășită. Ce mă frapează în acest context este absența declarațiilor domnului Macron, care până de curând era foarte viguros în afirmații. Pare destul de tăcut ultima perioadă și asta ar trebui să ridice poate un semn de întrebare în privința angajării lui în acest sprijin pentru Ucraina. Dar în privința acordului Statele Unite trebuie să privim acest lucru cu mare precauție, dacă acest lucru se va întâmpla. Se va întâmpla. Dacă Trump ajunge la putere, va fi un mandat dezastros pentru Europa. Asta spune John Brennan, fost director CIA. Evaluarea lui continuă, ne spune care vor fi problemele, cum Trump este capabil să lase pradă Ucraina lui Vladimir Putin. Ce spune John Brennan după o scurtă pauză? Comentăm, rămâneți cu noi! Cât de aproape sunt rușii de spargerea liniei frontului în estul Ucrainei?
O analiză a militarilor polonezi, citată de Digi24.ro, spune că în acest moment rușii sunt la jumătate din capacitatea de care ar avea nevoie pentru a sparge linia frontului. Dar se pregătesc, acumulează. Spun polonezii, ofițerii polonezi, că ar fi nevoie de o superioritate de 5-1. În toate forțele, în toate categoriile de forțe, în așa fel încât rușii atunci când încep atacul să reușească să spargă, să obțină niște breșe în linia frontului care să nu mai poată fi acoperite de ucraineni. Acum sunt la 56%. Pentru fiecare kilometru, atenție la cifre, sunt impresionante, pentru fiecare kilometru al liniei frontului, rușii au 317,4 militari, 1,8 tancuri, 4,8 transportoare blindate și mai mult de 3,2 piese de artilerie pentru fiecare kilometru al liniei frontului. Au nevoie de mai mult și lucrează la asta. De aceea pare că s-a așternut liniștea pe linia frontului. Mai apar atacuri de genul celui cu motocicletele, despre care vorbea domnul profesor mai devreme. S-a întâmplat, știți imaginile de la Avdiivka. Și vă propun declarația făcută la RTBF în Belgia. John Brennan, fost director CIA, spune că urmează un mandat dezastros pentru Europa dacă Trump va fi ales în noiembrie în Statele Unite, pentru că Trump este capabil să lase Ucraina pradă Rusiei. Spune John Brennan, asta îi va da undă verde lui Putin să înghită Ucraina și apoi să se uite cu nesaț la restul Europei, domnule profesor. Sigur, climatul din Statele Unite este un climat deosebit de tensionat și a spune că este nefericit ca poporul american să fie obligat să aleagă între un președinte foarte, foarte în vârstă și care dă semne, așa cum spunea și domnul profesor Biola, că nu mai poate să mai fie stăpân pe agenda publică, și un contracandidat fost președinte care are un grad de impredictibilitate cunoscut de toată lumea. Este o situație, a spune, regretabilă, și este o situație regretabilă care nu va produce, indiferent de rezultatul electoral, decât consecințe regretabile. Pentru că dacă Donald Trump câștigă, evident că ne putem aștepta ca uneori comportamentul său să fie imprevizibil, iar dacă președintele Biden va fi reconfirmat, va fi cu siguranță cineva epuizat fizic și psihic și, după modesta mea părere, într-o foarte mare, mică măsură să conducă efectiv Statele Unite. Deci suntem într-o situație cu totul și cu totul delicată, iar singur element de razem este reprezentat de faptul că în Statele Unite, indiferent de partidele care își dispută supremația, există niște linii de orientare strategică care datează după al doilea război mondial și aceste linii sunt destul de clare, este vorba de păstrarea unui echilibru și de contracararea unor amenințări care pot deveni amenințări existențiale. Eu repet, suntem cu toții conștienți de capacitatea președintelui Trump de a fi imprevizibil, dar să nu uităm că și în primul său mandat imprevizibilitatea a avut limite, pentru că un președinte excentric poate fi catastrofal într-o țară neconsolidată democratic. Un președinte cu momente de excentricitate poate fi relativ ușor îndiguit în momentul în care există instituții ale statului care îi pot cenzura comportamentul. Eu întotdeauna am spus, și poate că sunt greșit interpretat, dar voi spune din nou, că în Statele Unite nu ne aflăm în prezența Federației Ruse, unde personalizarea puterii să pună în pericol democrația. Dar, ca o notă personală, regret că acești doi competitori, din motive diferite, nu pot oferi cu adevărat publicului american o alegere alta decât bazată pe antipatie. Este, după părerea mea, elementul cel mai frapant în alegerile americane. Alegătorii se plasează și își motivează alegerea prin opoziție față de cineva. Ori o politică bazată pe opoziție și pe repulsia viscerală nu este o politică care să fie generatoare de valori. Pentru că este, într-adevăr, politica lui nu. Dar e o situație cu tot. Iar pentru noi europenii, într-adevăr, situația este destul de delicată. Și eu cred că în Ucraina există riscuri semnificative, dar totul va depinde de un ajutor extern care să permită
ucrainenilor să-și mențină poziția strategică, după cum este nevoie imperios necesară de o regândire a strategiei Ucrainei însăși, de o clarificare a gândirilor strategice, de o regândire a obiectivelor lor de război, pentru că la ora actuală obiectivul principal de război al Ucrainei, oricât de brutal ar fi, este supraviețuirea ca națiune în interiorul acestor granițe, până când ne vom extinde până la granițele recunoscute internaționale. O informație pe care o primim în această seară de la Bloomberg ne spune că Statele Unite văd drept iminent un atac cu rachete asupra Israelului. Atacul ar fi al iranienilor, prin proxy, deci nu direct, prin intermediar, un iminent atac cu rachete asupra Israelului. Probabil că dacă Statele Unite văd asta și Israelul vede asta și toată lumea se întreabă dacă începe războiul între Iran și Israel. Da, într-adevăr, este o grupare în Siria pro-iranian, organizată de iranieni. Speranța a fost din partea iraniană că atunci când a avut loc actul terorist din octombrie anul trecut, această grupare, împreună cu Hezbollah-ul și Hamasul, să se coalizeze, să formeze un anume tip de front și se pare că acest lucru nu s-a întâmplat. Ei sunt responsabili totodată în ceea ce privește atacurile privind bazele militare din americane din Siria. Dar, da, există acest semnal în legătură cu iminența unui astfel de atac și, din câte am înțeles, israelienii se pregătesc din toate punctele de vedere. Sigur că, pe de altă parte, o dezescaladare din perspectiva israeliană este în desfășurare. Deci ceea ce trebuie să înțeleagă și va înțelege Iranul în legătură cu proporționalitatea unui atac este faptul că dacă a rămas o singură divizie, de exemplu, fâșia de Gaza din cele patru care erau la început, asta nu înseamnă că în câteva ore situația nu poate să se schimbe dramatic. În continuare, în Marea Roșie, Marea Mediterană, forțele americane, britanice sunt acolo, sunt prezente, deci, dincolo de aspectele declarative, dincolo de retalierea după acel atac la consulatul din Siria, din Damasc, Teheranul, după părerea mea, va privi spre un anumit tip de proporționalitate, care, sigur, și aceasta are doza de cinism, pentru că... Ce rol vedeți unei astfel de vești? Să le arate iranienilor că știu? Da. E asemănătoare preavizului dat cetățenilor americani în Moscova cu 48 de ore înainte de atacul terorist. Deci că există o oarecare premeditare care este cunoscută. Și evident că aceasta e știrea publică. Nepublic s-au transmis și semnalele în legătură cu consecințele unei astfel de acțiuni. Domnule profesor Biola, vă rog. Cred că toate aceste evenimente pe care le vedem subliniază din nou importanța acestor alegeri electorale europene care au loc anul acesta. Europenii trebuie să strângă rândurile, să-și depășească rivalitățile, să devină mult mai responsabili. Faptul că Trump va câștiga sau Biden va câștiga, semnalul este destul de clar. Statele Unite nu mai au capacitatea care aveau înainte de a susține multe conflicte sau multe, să întigui genul acesta de acțiune, de puteri rivale peste tot. Se bazează pe faptul că europenii încep să devină mult mai responsabili față de apărarea sa. Repet, indiferent dacă câștigă Trump, indiferent dacă câștigă Biden, europenii trebuie să devină mult mai siguri pe domeniul lor de apărare. Ăsta este modul în care, de fapt, îl vor îmblânzi pe Trump. Trump va avea voie de aliați puternici dacă rămâne, dacă va fi ales președinte în conflictul sau în sfârșit în rivalitatea sa cu China. Dar, din nou, ne întoarcem la alegerile europene, au o miză extraordinară și cred că și modul în care aceste liste de parlamentare au fost făcute, nu cred că au fost făcute cu această idee în cap, au fost făcute ca sinecuri pentru oameni care se ducă la Bruxelles să câștige un salariu și să se întoarcă, să se plimbe fără niciun program, fără nicio viziune geopolitică foarte importantă, devine din ce în ce mai important pentru România și pentru securitatea europeană. Sunt alegeri extrem de importante care ar trebui să fie tratate ca atare. Scene incredibile la Constanța. Noi ieșim, dar imediat o să vină Andreea Popa cu ultimele informații. Scenele sunt incredibile pentru că din imagini văd oameni căzuți la pământ. Se întâmplă pe un bulevard central al Constanței.
Informațiile pe care le avem sunt că acolo ar fi existat o încăierare între doi bărbați și o femeie. Nu-mi dau seama din imagini dacă cei căzuți la pământ sunt bărbați, sunt femei, dar este vorba despre două corpuri. Văd două corpuri întinse pe pământ, chiar pe carosabil, pe o șosea, vă spuneam, pe un bulevard central al Constanței. Ce s-a întâmplat acolo? Evident, informațiile vor veni imediat cu Andreea Popa. Nu avem niciun fel de date în privința victimelor, dacă există victime. Ba da, sunt răniți. Sunt victime chiar inconștiente. Urmează ca cei oameni care au căzut la pământ să fie luați de echipajele de salvare, să fie transportați la spital. Se vorbește despre victime inconștiente. Nu știu dacă sunt bărbați sau femei, mă impresionează imaginile, pentru că văd corpuri căzute la pământ. Nu putem difuza așa ceva la televizor, deci imaginile în acest moment nu vin către dumneavoastră pentru că urmează să fie prelucrate, dar în mod cert, imediat, Andreea Popa vă va oferi toate datele în legătură cu incidentul, în legătură cu ce s-a petrecut acolo, în legătură cu starea victimelor. În unele imagini văd și echipaje de poliție, există însă și imagini unde pur și simplu mașinile trec pe lângă cele două corpuri. E incredibil, nu se oprește nimeni. Lumea filmează pentru că imaginile, unele dintre imaginile la care m-am uitat au fost filmate chiar dintr-o mașină în trecere, pe lângă cele două victime, în mod clar victime ale acestei încăierări. Nu știm care este starea lor, ar fi fost vorba despre trei protagoniști ai scandalului, trei oameni care s-au luat la ceartă, la bătaie și incidentul s-a petrecut în această seară pe un bulevard central al Constanței. Andreea Popa imediat cu cele mai noi informații, cu toate datele pe care le avem în legătură cu acest incident. Rămâneți cu noi! Dă volumul la maxim și bucură-te de Fruity Fresh! Savurează dansul aromelor pe gustul tău! Simte ritmul fresh al muzicii și descoperă cele mai tari combinații fructate ce îți vor încânta simțurile! Fruity Fresh! Sună bine! Hai să vorbim unul la unul despre cum face scapadele pe patru roți posibile. Ai credit de nevoi personale pe loc în orice agenție cu dobândă de la 6,75%. Banking 1 la 1. Raiffeisen Bank. Încercați noile lentile progresive Varilux proiectate cu inteligență artificială, astfel încât acestea pot prezice mișcarea naturală a ochilor. Varilux XR Series pentru vedere clară în mișcare, în mod instantaneu și tranziții imperceptibile de la aproape la distanță. Varilux de la Essilor. Întreabă specialistul vederii Essilor. Păr care cade, Revalid cu Redensil reduce căderea părului și reactivează creșterea cu 28.000 de noi fire de păr după 3 luni. Reactivează încrederea în tine. Completează gama cu capsulele Revalid Hair Complex pentru a susține creșterea părului. Revalid, în farmacii și la partenerii online. Grădina ta are un prieten pe măsură. Îndrăgostește-te, dar nu așa. Îndrăgostește-te lulea. Apucă-te iar de facultate, aia pe care ai vrut-o din totdeauna. Visează, încearcă și pune-ți ideile în aplicare. Luați-vă și un cățel și o pisică și puneți și prima cărămidă. Nu înceta să-ți faci planuri pentru un viitor mai bun. Un viitor în care vom investi 11 miliarde de euro până în 2030. OMV Petrom. A bărbirii sau a nu bărbirii? Bărbirește, conturează, tunde. A bărbirii sau a nu bărbirii? Asta e. Fără iritații. Chiar și acolo. One Blade. Innovation in you. Philips. Când stai la țară, n-ai cum să te plictisești. În fiecare zi ai ceva de făcut. Animale de crescut. Dar eu nu mă plâng.
Muncesc cu drag că am pentru cine. Acum la Provident ai rate fixe și dobândă la jumătate. Și mai ales, sprijin și încrederea că se poate. Provident, împreună rezolvăm mai ușor. Știm deja, vremurile se schimbă, iar noi ne putem schimba mai repede. Schimbăm modul în care privim lumea și lumea se va schimba prin noi. E schimbarea noastră, a tuturor. Grupul CEZ în România devine Grupul Evrio. Evrio, energia vine de la fiecare dintre noi. Îmi trebuie, îmi iau, am nevoie, nu stau, dacă-mi place mie, e wow. Îmi trebuie, îmi iau, îmi trebuie, îmi iau, am nevoie, nu stau, dacă-mi place mie. Ia-ți creditul Expreso BRD 100% online în doar 20 de minute. BRD, tu ești viitorul. Când jocul e întrerupt și lupta devine serioasă, tot ce îți dorești e să revii la viața ta. Chiar și când drumul nu e ușor, e extraordinar să știi că ai de partea ta pe cei mai buni. La Regina Maria, excelența în chirurgie te face mai puternic decât crezi. Cel mai bun spital este aproape de casă. Compania Națională de Investiții derulează peste 70 de proiecte în domeniul sanitar. Au loc reparații capitale la spitale, modernizări, consolidări și dotări cu echipamente în toate județele României. La Segarcea, o clădire de patrimoniu și-a recăpătat strălucirea și destinația. Ambulatoriu al Spitalului Orășenesc. CNI sprijină actul medical de calitate în toate colțurile țării. Proiectele CNI sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Câte generații, atâtea gusturi. Așa tai, mă lași. Ce aveți, dragă, ce vă lipsește? Împacă-le pe toate cu cașcavalul și telemeaua Napolact. Mese împreună, așa cum se cuvine. Napolact. La Penny nu e vorba doar despre ce poți cumpăra, ci, mai degrabă, despre ce poți oferi. Săptămâna asta ai 39% reducere la Neumarkt, bere blondă și Pedigree, hrană uscată la doar 69,49 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Familia mea iubește călătoriile. Iar eu iubesc momentele în care se întorc cu toți acasă. Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Uite-i, frații mei, atât de lenți. Nu ca mine. Dă camera mai așa. Uite-mă, agățat de o întrebare. Ce să fac? Să stau în banca mea sau să încerc ceva nou. Wow, ce frumos se vede de aici. Ne-am găsit locul. În sfârșit stau în prima bancă. 100% digitală, 100% românească. Salt Banking, dar cum vrei tu. Te-ai întrebat vreo secundă în tot acest timp de ce a trebuit să fii tu cea care să treacă printr-o transfuzie greșită de sânge? Un medic de la INML spune: Doamne, eu am făcut asemenea expertize doar pe cadavre. Am hotărât să nu mor pentru că vreau să mă întorc acasă la băiatul meu care avea atunci 8 ani. Dumnezeu nu ne dă încercări ca să ne piardă, ci ca să ne trezească. Ce înseamnă scor Glasgow 3? Este cel mai scăzut scor al comei profunde. Este imposibil să-ți revii din așa ceva și dacă ți revii, este absolut imposibil să nu rămâi cu sechele renale sau neurologice. Iată că se întâmplă și minuni și dacă sunt aici și dacă sunt bine, probabil că tocmai de aceea sunt ca să vorbesc despre ele. Bună seara și bine v-am găsit! Încep știrile serii la Digi24. Iată cele mai importante subiecte.
Criminalul periculos care evadase în București s-a bucurat de 14 ore de libertate, timp suficient cât să ajungă până aproape de granița de vest, la peste 600 de kilometri depărtare. A fost prins după ce a încercat să convingă alți șoferi să-l ia cu ei. Candidatul PSD-PNL Cătălin Cârstoiu insistă că nu a greșit după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală că a dat consultații la clinica soției, deși era director la universitar. Avertisment care dă fior de la Departamentul American de Stat. Rușii și-au refăcut complet capacitatea de atac cu ajutorul Chinei. Rusia nu mai e un pericol doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune, inclusiv pentru România, se arată în același raport. Criminalul evadat în București a dat drept șofer de tir cu mașina defectă și a traversat toată țara cu mașini de ocazie. A schimbat numai puțin de 4 de la București la Oradea, iar polițiștii știu acum exact ce traseu a urmat. A fost surprins de camere de supraveghere răsfirate de-a lungul la 600 de kilometri. A fost capturat cu ajutorul unui șofer care l-a recunoscut după fotografia care îi fusese arătată de polițiști la filtre. Ancheta se concentrează acum pe modul în care au fost respectate procedurile și cum a fost posibil ca un deținut periculos să scape de cătușe. Criminalul extrem de periculos, evadat din ambulanța penitenciarului din capitală, a fost prins abia când a ajuns lângă Oradea. A avut parte de 14 ore de libertate, timp în care a parcurs numai puțin de 600 de kilometri. Bărbatul de 33 de ani, dat în urmărire națională, a fost recunoscut în această zonă a orașului Oradea pe șoseaua de centură de un cetățean care a sunat la 112. A recunoscut-o după semnalamentele prezentate în mass media și a apelat 112, oferind indicii utile care au fost exploatate cu eficiență de polițiștii din Bihor, bărbatul fiind identificat și prins la scurt timp. Bărbatul a fost surprins de o cameră de supraveghere când a luat o mașină de ocazie în capitală. A coborât din ea la Tâncăbești pe DN1. De acolo s-a urcat într-un tir. A fost reperat ulterior și în zona Clujului. La Oradea a fost filmat încercând să convingă un șofer de tir să-l ia în mașină. Inventase chiar și o poveste, spunând că și el conduce o mașină de mare tonaj și că vrea să ajungă în Satu Mare. La puțin timp, cineva a sunat la 112 și a anunțat că l-a văzut pe deținut. După ce a fost săltat, bărbatul a fost dus direct în penitenciarul din oraș. Riscă acum să stea și mai mult în închisoare pentru că a evadat. Părăsirea fără autorizare a mijloacelor de transport este asimilată infracțiunii de evadare și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Deținutul și-a ucis iubita în Satu Mare în anul 2017. Un an mai târziu a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor și a fost încarcerat tot în Satu Mare. La începutul lunii aprilie, evadatul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transferat la Spitalul Penitenciar Rahova. Pentru că unele investigații nu puteau fi făcute de medicii de penitenciar, a fost dus la o clinică privată. De acolo a reușit să scape. A fost deschisă și o anchetă internă, iar șefii penitenciarelor au mers la Spitalul pentru Deținuți de la Rahova într-un control. Verifică dacă au fost respectate procedurile de transfer, de ce deținutul nu avea cătușe și de ce nu a fost supravegheat în permanență. Informația momentului: bătaie în plină stradă soldată cu victime pe bulevardul Tomis din Constanța. Încăierarea s-a produs între o femeie și doi bărbați. La fața locului s-a deplasat o ambulanță SMURT. Victimele au fost găsite pe asfalt și au fost preluate de ambulanțe. Colega mea Iulia Stanciu are mai multe date. Bună seara, Iulia, ce ai reușit să afli? Acest incident a avut loc în jurul orei 22 pe bulevardul Tomis din centrul orașului Constanța, undeva în apropiere de